În mod absolut clar și univoc, actuala guvernare, nu doar în acest caz, dar și în alte cazuri, încearcă să și subordoneze anumite afaceri, exporturi și așa mai departe. Bineînțeles că am fi fost în drept să așteptăm reacții din partea agenției respective care se ocupă de neadmiterea monopolurilor, dar, în general, corupția, contrabanda, afacerile grase sunt activități preferențiale actuale guvernării. Multă lume se întreabă, domnule, dar de ce nu se dă un decret de dizolvare a Parlamentului? Dar cât va dura această incertitudine? Incertitudinea este pentru noi, pentru cetățenii Republicii Moldova. Pentru ei este o certitudine fermă. Fiecare zi le aduce noi venituri. Și în cazul Aroma, când Ministerul Agriculturii își pune ștampila pe acest contract, putem vorbi că ar proteja această companie, afacerile ei, monopolul? Bineînțeles, eu cred că este un aranjament, o schemă juridică și comercială sofisticată, care trebuie să aducă supraprofituri unora dintre exponenții actualei puteri sau favoriților acestora.